Aripile apocalipsei. Bacchus! Bacchus! Amos? Rumus? Ce se întâmplă? Uite! L-am găsit în zona cuiburilor pterodactililor. Știu că nu aveam voie să zburăm pe acolo, dar curenții de aer sunt grozavi. Am găsit asta, înfipt într-o piatră. Seamănă cu un... dispozitiv Hatter, chiar e. Partea distrugătorului antimaterie ce a fost de mult pierdut. Un dispozitiv ce poate captura creaturile capcanii spațiomateriale. Trebuie să-i anunț pe Roxy și Gomez imediat. Nu e distractiv. Ce rost mai au capcanele spațiomateriale dacă monștrii ăia drăguți nu mai sunt în ele? Ce? Capcanele mele spațiomateriale sunt în pericol? Trebuie să fac ceva. Această săgeată poate fi un indiciu al locului unde se află distrugătorul antimaterie. Așa deci. Păi atunci ar trebui să-l găsesc eu primul. Acest dispozitiv îl voi modifica și îl voi folosi eu. La fel cum ai făcut cu celulele capcană, stăpâne? Exact. Îl invoc pe Icarus, ochi de vultur. Stăpânul cerurilor. Bine, Marlon, totul e gata pentru decolare. Să vedem dacă poți atinge X-ul. Ha? Grozav! De data asta ai zburat aproape 10 centimetri. Încerci să zbori 12? Oh! Hei, Roxy, care e treaba? Matt, a fost găsită o săgeată ce făcea parte dintr-un dispozitiv Heather pierdut. Ceva numit distrugătorul antimaterie. Poftim? Nu știu la ce folosește, dar Bacchus mi-a zis să-ți spun că e foarte important. Tărâmul ruinelor, cât de repede poți. Am înțeles. Distrugătorul antimaterie, ha? Sigur, bunicul Alfred știe totul despre el. Mati, ce vești ai din multivers? Un dispozitiv numit distrugătorul antimaterie. Ai auzit de el? Bineînțeles, a fost creat de tatăl meu, Samuel Hatter, primul erou Hatter. Dar de ce să-ți povestesc când poți să vezi cu ochii tăi? El este? Străbunicul meu? Toate dispozitivele pe care le folosești tu le-a creat el? Wow! Și ăsta, bănuiesc, e distrugătorul antimaterie. Ce numești tu azi creaturi spațiomateriale erau pe vremuri monștri obișnuiți din multivers, până când Samuel a găsit o metodă de a închide în celule ale vieții placate cu argint. Monștrii zburdau liberi.
provocând haos și spaimă în toate ținuturile. Deci când Tenoroc a furat celulele vieții, a intrat și în posesia creaturilor spațiomateriale? Exact! A transformat celulele în capcane spațiomateriale. Matt, trebuie să te grăbești. Tenoroc o să încerce să pună mâna pe distrugătorul antimaterie, chiar el însuși. Tărâmul ruinelor! Să mergem! Ce se întâmplă? Matt, urcă! Nu e niciun moment de pierdut, nu? Așa e mereu! Pe hartă locul exact unde a fost găsită săgeata. Ajuns acolo, ne va fi simplu să localizăm de unde a fost trasă. Gândește-te puțin. Suntem pe cale să recuperăm ceva ce a fost pierdut pe vremea când Samuel era erou Hatter. Fanii lui Hatter vor dori să afle totul despre asta. Știm așa de puține despre primele aventuri ale lui Samuel în multivers. Doar că a combinat tehnologia lumii tale cu a noastră. Era un geniu! Și e datoria mea să duc mai departe moștenirea Hatter. Următoarea oprire? Cuiburile pterodactililor! Toată lumea se distrează, cu excepția mea! Dacă aș fi avut și eu aripi... Stai! Am aripi! Pot să zbor! Pot să zbor! Cro! Gargui cu creier de piatră! Am ajuns! Urmați-mă și nu vă depărtați! În zona cuiburilor de pterodactil nu e recomandat să zbor, Matt. Oh, de ce? Wow, ce întrebare prostească! Ei își apără ouăle! Și sunt foarte periculoși! Matt, o să-i rănești! Gândește-te la Eunice! Calmează-te, Gomez! Sunt doar focuri de avertizare. Unda pulsatilă! A funcționat! Haideți! Așteptați-mă! Ia te uită! Un nou Hatter! Un inamic demn de mărețul Icarus! Aha!
despre tine. Te dobor fără niciun efort. Ai găsit ceva, Rox? Săgeata a fost trasă de acolo, din peștera aia. Mă ocup eu. Matt! Oh, nu! Este Icarus! Cerul e terenul meu de joacă! Și nu-mi place deloc să mă joc cu alții! Matt! Ai grijă la săgețile toxice adormitoare! Arată ce poți! Nu pot vedea! Nu, n-o să faci asta! Atacul lui cu raze de lumină! Am uitat să te avertizez! Grozav! În comparație cu abilitățile mele aeriene, tu ești doar o începătoare! Roxy! Găsește distrugătorul antimaterie! S-a făcut! Te-am prins! Un paznic? Nu e o provocare prea mare pentru mine! Totuși, o victimă e o victimă! Oh, nu! Wow! Au! Au! Am fost atins! Simt cum îmi amorțesc toate degețelele, unul câte unul! Ești în siguranță! Mulțumesc! În siguranță! Doar pentru foarte puțin timp! Au! Distrugătorul antimaterie! Rox, eu o să-l atrag spre tine. Și tu o să-l dobori. Recunoaște, Icarus! De data asta ai ciugulit mai mult decât poți mesteca! Frumoasele mele pene! Se pare că pasărea asta nu suportă căldura! Matt! L-am găsit! Distrugătorul antimaterie! Ca să vezi... Păi, nu o să-l deții pentru mult timp. De noroc, un distrugător vrea, va fi un dezastru, da? Gro! Da? Hatter o să fie învins! Hatter o să fie învins! Icarus! Termină cu joaca și adun distrugătorul antimaterie! Acum! Ajutor! Opriți-l! Matt! Trebuie să ajung acolo sus! Acum!
de mine! Ce? Este al meu! Al meu! Nu! Nu! Matt! Și astfel... victoria mea e totală! Mulțumesc că m-ai salvat, Unis! Acum, hai să-l găsim pe Matt! În aer, eu sunt imbatabil! M-auziți? Eu sunt rece în cer! Păi mă scuzați, alteța voastră regală, dar o să vă dau jos de pe piedestal. A? Cum? Hathor! Ții minte legenda lui Icarus? A zburat prea aproape de soare și s-a ars. Ușească! Căldura! O să reușească! Unde ești așa de sigură? E un hacker! Nu mai rezist căldurii! Devine hologramă! Trebuie să... Fii blestemat, Hathor, pentru că mi-ai distrus penele! Pasărea asta rea e înapoi în colibie. Distrugătorul antimaterie! Gomez! Îl văd! Unis, prinde-l! L-a prins! Am reușit! Bravo! Icarus, nătărău lăudăros! A avut distrugătorul și l-a pierdut! L-a subestimat pe Hathor! Dar așa fac toți! Dar pot să mă asigur că Hathor n-o să apuce să-și sărbătorească victoria. Transform spațiul și materia. Capcană spațiu materială! Se apropie! Gomez! Distrugătorul antimaterie! Acum! Trec pe Multivision! Pumnițe de piatră? Distrugătorul antimaterie! Sper că o să funcționeze! Cea de N79 și carboi. Te-am prins! Mersi, Gomez! Și ție, Unis! Distrugătorul antimaterie e acum înapoi în cronici, la locul lui. Și mă pot baza pe el oricând doresc să capturez creaturi spațiotemporale. Gândește-te, Matt!
Acum tu deții puterea a 3 generații de eroi Hetar dinaintea ta! Adevărat! Dar nu e vorba doar de tehnologii, ci și de cel care le folosește. Iar moștenirea Hetar e în mâini sigure. Ai dreptate, Roxy! Mulțumesc, prieteni! Am senzația că ăsta e un punct de cotitură și că e doar o chestiune de timp până o să-l găsim și o să-l eliberăm pe bunicul. Haide, echipă Hetar! Da!